Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Astăzi o să încerc Roblox Brookhaven, unde regina Brookhaven-ului este clar Lavinia, nu se pune problema. Am tot văzut că joacă ea și mi se pare super interesantă ideea asta. Vreau să povestim mai mult și să-mi explicați voi mai multe. Poate chiar putem face niște chestii, niște secrete, niște nebunii. Dăm un play IQ și... și poate, bă, stai că știu că o juca la vine odată de pe contul meu și nu știu cum să-mi revin cu ce fac. What? Știu că au avut odată nevoie de un caracter în plus și o jucat de pe contul meu. Ce ești tu? Da, frate, vreau să fiu eu una. Bă, cum? Cum pun corpul înapoi? Ok, nu râdeți de mine, vă rog. Vreau corpul meu înapoi. Pe bune. Nu, cum îmi pun corpul? Nu vreau să fiu fată, vreau să fiu băiat. Cum mă pun băiat? Ajutor! Mă depășește teribil. Ok, o să rămân așa, ce să și facem. Da, nu mai băgați în seamă cum arată. Uite, sunt limuzine pe aici. Pentru cei care nu știu ce e Brookhaven, da, nici eu nu știu atât de mult, dar se pare că sunt abonați deja pe zonă. Salut! Mă strigă. Ideea e felul următor. Aici poți face roleplay sau pur și simplu poți să te joci, cum să zic, că e mai pe scurt un oraș în care ai de toate. Poți să ai mașină, poți să ai casă, poți să ai un job, cred, deși nu știu dacă efectiv poți să faci bani din treaba asta. Adică nu cred că e ca serverele vechi unde aveai job, făceai bani și îți cumpărai casa. Uite, există școală, există daycare aici, ceva gen din asta de bebeluși, cumva. E gen grădiniță, creșă. Ia. Și? Mă pot face bebeu? Vreau să fiu bebeu. Cum mă fac bebeu? Dar n-am nicio idee, probabil tot acolo de la edit. Poți să ai mașini. De ce roz? Faci mișto? Vreau și eu o albastru așa de băieți cum ar fi, știi? Hai că da, mă bate rău jocul. Dar hai să-mi iau și eu o mașină, uite, un jeepan de ăsta. Și cum mă urc în el? Gata, mă, mergem cu jeepanul să vedem orașul. Mai că știu să mă mai urc în el. Bun. Uite că îmi scrie și numele pe spate. Deci treaba faină e că, uite, bă, există Starbucks, dar se numește Starbucks Coffee. Ok, există dentist. Deci aici poți să faci roleplay-uri blană. Și pe lângă asta am văzut youtuberi, de exemplu, frate meu, știu că face ceva secrete, gen Houdini, dacă știți Houdinașul, face ceva secrete în Brookhaven, adică se duce și... știu că era aici mă duc la jocuri. Pot să mă joc? Revenim, știu că era ceva primărie și acolo erau ceva camere secrete. Știu că și Lavinia, bine, clar, și Lavinia face chestia asta cu camere secrete. De-aia e șefa pe roleplay. Și... da, go. Nu spune că chiar pot să mă joc. E tot? Păi că realitate! Cum naiba pot să facă ăștia așa chestii și mechere? Nu pot să înțeleg. Home cams. Ce mă aici? Ia. Și pot să-mi iau eu, să-mi pun eu casă aici? Și gata, într-o secundă în casă? Nu cred. What? Da, vedeți, deci aici nu se pune preț pe a produce bani și pe a-ți cumpăra casa. Ai deja anumite case, altele probabil îți trebuie premium pentru ele. Și treaba șmecher aici e că... că le poți avea pe toate și se bazează pe roleplay. Dar v-am zis, poți faci multe alte chestii pe aici. Ia să urc sus aici. Ce mă, asta este casă? Mă, faci mișto de mine? E casă securizată. Faci blog nociv? Da, nocivanul bloggerul. Bă, dar vreau corpul meu. Cum îl pun la loc? Uite, ia. Și ai de astea emoții. Hai că asta arată și mai ciudat deja. Bă, dar vreau corp de bărbat. Cum îl pun? Man, pe bune, nu știu cum fac asta. Că apare aici femeie, dar nu vreau să fiu femeie, vreau să fiu bărbat. Ah, cred că asta trebuie să... Nu, am făcut asta deja. Da, probabil nu-ți alegi corpul de aici. Poți avea de toate pe aici. În sfârșit am și eu skin-ul meu, nu mai am corp de femeie, nu înțeleg cum am făcut, am reintrat, până la urma urmei am reușit. Și există până și autostradă, ai tot ce poți să-ți dorești vreodată. Și să nu credeți, Doamne, cum arată băiatul ăsta. Special de Paște ceva. Să nu credeți că... what? Stai, uite, pot să pornesc astea? N-am sonor. Eu nu vreau neapărat să vă arăt vouă cum e Brookhaven. Vreau să intru eu să văd cum e. Că am mai văzut în episoadele la Vinie, într-adevăr.
dar prea multe nu știu. Și pur și simplu am făcut așa un episod special prin care explorez. Mă duc, văd chestii, văd dacă avem ce face. Da, hai să intrăm un pic la cafenea, spre exemplu. Hop, era fain dacă era voice chat în joc. Este oare? Noi ce filmez? Da, Barbașan, este să zicem aici. Da, este să scriem. Îmi faci cinste cu o cafă? Că așa se zice. Nu mai știu pe cine am auzit chestia asta. Dar, what? Poți să stingi becul de aici. Dar vorbeau oamenii de cafă. Ia bă. Premium are Andrei. E barosan aici. Poți să iau burgerul? Poți să fur burgerul? Vreau burgeraș. Dă-mă burgeraș. Covrig. Ăsta e, asta e direct gogoașe cu emeralde pe ea. Ia vezi că ăsta pot să-l iau. N-am cum să nu pot să-l iau. Vreau milkshake-ul. Nu vreau mă să-mi-l dea. Da, măcar bag și eu o cafă. Uite, vedeți că nu beau eu. Dau raionului de pe tricou. Ok, animația funcționează puțin ciudat. Uite, bă, că a venit tot. Ce are, mă? Are gang-ul. Fata din Five Gang. E. Chiar scrie 5 deasupra. Ce? Care-s șansele? Ok, da, aici în mamă, aici pe blocuri. Face aici un deal. Salut, frate! Bagă-și tu aici o cafă pe moca, că dacă nu, stor cafa în cap. Nu știu ce am vorbit, mă băgați în seamă. Dar, da, uite, poți să ajungi aici la... Sunt la fete? Cum am ajuns? Ah, uite, băieți, ok. Ce mai avem? Avem banca din Brookhaven. Deci genii cum e Mind City-ul nostru, doar că e în Roblox. Eu zic chestiile astea pentru cei care n-au auzit de Brookhaven, dar nu știu dacă există. Ce fac mai aici? Apăs pe F-ul ăsta. Ah, și îmi schimbă emoția. Doamne, cât de complex poate să fie. Dacă ar avea și voice, gen să poți vorbi efectiv, ar fi prea OP. Mult prea OP. Dar poate există. Că știu că voiau ei să bage chestia asta în Roblox la un moment dat. Ok, aici vii dacă vrei să te cazezi la motel. Să zicem că n-ai casă. Vii, bam. Dar eu aș fi vrut să existe așa ceva și poate există și îmi spuneți voi. Dar să lupți pentru toate chestiile. Adică la început să ai zero bani, să te chinui să ai un job. Știu că există blogs, burgs și așa mai departe, dar să fie la fel de complex ca ăsta. Adică să fie motel, să fie toate nebuniile. Poate facem o serie, cine știe. Mamă, cum arată, bă! Și aici poți să spui bebei. M-am pus eu acolo. Ok, nu știu, sfârșitul lumii, ajutor, ajutor. Nu știu ce ce naiba se întâmplă. Sunt sub pământ. A, gata, am stricat Roblox-ul. Ei, sunt la fântână. N-am idee ce s-a întâmplat. Avem și, uite, club. Club de noapte, se distrezi. Te zbengui toate elea. Cu afor. Ia, mă bag aici. Bă, chiar îmi schimb culoarea, mă? Vreau să mă fac roz în cap. Doamne, iese până și... ies vapor roz din aia. Cum să le zic? What? Ok. Bă, dar, sincer, nu-mi stă atât de rău. Eu zic că e bombă. Ai că e dacă e. M-am vopsit și eu. Păreri. Ok. Aici e secția de poliție. Și pot să mă fac... Bă, uite, mă, am telefon. Ce naiba? Alo? What? Pot să sun la poliție? La pompieri? Pot să chem un spion? Pot să-mi chem menajeră? Ce-i, bă, aici? Asta e camera de filmat? Ia. Da. Se filmează un nou documentar. Viața nocivanului în Brookhaven. Luați loc, luați loc. Ce naiba? Nociv, salut, intră la vii? Nu, că am intrat în secret. Pe teritoriul Laviniei. Ia, opa. Am intrat în secret, bă. Ia, nu merge. Poate mă învață Lavinia Brookhaven ca lumea că e o spaletă rău de tot. Club One. Uite, bă, că zice de la cât e deschis până... Ce, bă, că eu intru când vreau, mă distrez aici cu cichitele. Are dansul. Uite, bă, chiar e dansatoare aici. Dansatoare broască. Ok, nu vreau, nu, mersi. Șpa, șpa. Brookhaven Apartments. Cineva, cred că nu înțelege cum se parchează un scooter. Dar trecem peste. Mă, stai să-mi dau și eu astea jos. Așa, aici avem, practic, o recepționeră. A, ba nu, doar pur și simplu îmi zice... Asta e bebeu. Salutare. Ok, cum aprind lumina? Nu pot să intru, că nu e al meu apartamentul. Vreau și eu, mamă, penthouse, eu îl vreau. Agatita.
E, beleaua, că ai cineva pentru bogătani. Păi n-am eu, mă, bani. Sunt vai de capul meu. Sunt mai sărac decât îngerul ăla, bebe, cu aripi. Despre ce vorbim? Uite, bă, că vrei să mai ia salvarea. Știe că-s aici. La nebun, dumă. Yeeey. Doamne, iartă-mă, m-am pus aici, bă. Domn doctor, hello. Hello, Sara. Hello, Sara. Ce zici, ia? Hai și consultă, nebunul. Doamne, merge prin mașină, nu știu ce se întâmplă. Cred că nu-s eu ăla nebun aici. Polițistul ăsta nu prea arată polițist, sincer. Dar, da, ok. Ce mai avem? Avem parc de distracții. Ne putem da pe leagă, ne putem să... Ne dă... Eu pe topogan vreau. Îmi place rău de tot pe topogan. Woohoo! Bă, chiar ai animație. Vă rog, explicați-mi și mie cât ar dura să faci așa ceva. Uite, există aeroport. Păi, tot respectul din lume pentru cei care fac asemenea hărți pe Roblox. Mi se pare atâta muncă, dar o și ieși ceva. Bă, plâng. Mărmășelea dosi, cola, cu gin tonic, amaza unul de răg. Da, toate. Uite, bă, vezi că poți stai cu temperatura. Mamă, sfârie grătoarul. Băi, prea tare. N-ai ce să zici. Uite și tu, poți să pun de-astea peste tot. Am pus pe jos. Vă gătesc dacă vreți. Cotlet. Ok. Mi-am băut și cafeluța. Drive-thru. Și chiar poți să vii cu mașina să comanzi? What? Ok, aici văd că e aeroportul. Intrăm puțin în aeroport, să vedem care-i treaba și zburăm înapoi în lumea noastră. Ia vezi, mă pot face eu din ăsta, cred că. Nu știu, am cerut un pilot. Ce am cerut? Vreau să văd dacă mamă, sunt avion. Bă, vezi că te poți îmbarca. Board plane. Și intru în avion. Mamă, că e avion privat. Mă pot parașuta, gen? Sau... Bă, what? Păi și parașuta unde-i? Ok, a, gata. Ce tare, și vezi tot Brookhaven-ul de aici. Na bun, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut mica mea vacanță în Brookhaven. Dacă vreți, putem să jucăm chiar și cu Lavinia, să vedem dacă putem, dacă se prinde ceva de noi. Mie mi se pare interesant și tot respectul pentru cine a creat Brookhaven-ul ăsta. E super complex. Dar eu aș vrea să mă joc pe ceva în care să am progres. Există ceva gen Brookhaven, dar v-am zis, să ai o slujbă, să interacționezi cu playerii de pe server și să faci bani și să-ți cumperi, adică să n-ai totul de-a gata, că nu prea, nu știu, nu prea îmi place mie așa să am totul. Eu vreau să mă chinui pentru chestii. Na bun, vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut pe toți, îi salut și pe cei de pe server, toate cele bune, prieteni, șpa, șpa!